Este, oh my god. Dreptate în schitra, vedeți noi. Noul plush oficial disponibil chiar acum pe primul link în descriere. Am o mare surpriză pentru voi pe SkinCraft. O să rămâneți șocați, o să vă bucurați foarte tare și când o să ziceți bine! Sunteți gata pentru mica mea surpriză? Cine este gata? Să vezi chiar acum pe butonul de like. Doar și doar dacă este fan adevărat SkinCraft. Hai să vedem, hai să vedem. Yay! Mulțumesc pentru că am apăsat pe butonul de like. Putem să continuăm, înseamnă. Ei bine, eu acum stau pe patul meu, în casa mea, pe plotul meu, boss de boss. Oh! Wow! Cine este drăguțul acesta? Oare chiar să fiu eu? Ha, barna mea, vedeți? Ați făcut o prezentare la noua mea casă, noul meu apartament. Nu o să locuiești și o să văd totul. Al cui e canalul ăsta tare rău de tot? What? Așa ești și tu? Nu ești abonat? Ia zi-mi tot sincer, ești abonat? Nu? No? Cum e abonat? Ia abonați-te acum, repede, 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 repede să vedem. Și poate facem 53.000 de abonați. Mai avem nevoie de încă 300, reușim? Haideți să-i dat punctul de gaming, aici mă joc. Aici este PC-ul, vă place? Noul meu PC de gaming. Stăteam cu geamul deschis, că afară e vară, este foarte cald și nu am mai aer condiționat în casă. Sunt devastat, uitați acolo poza, super tare. Și hai să vă arăt apartamentul. Bun, deci începem așa frumos. Aici este o chestie secretă pe care nu vă arăt încă. Aici este pătuțul lui Bolt, mov. Aici este mâncărica lui, mâncare de cățeluși. Aici este bucătăria mea unde mănânc eu și-mi fac de mâncare. Aici este sertarul, chiuveta și acvariul meu cu peștele Nemo. Și apoi l-avem pe Bolt, care este aici cu minte. Bolt, gidi, 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 Bolt, gidi, gidi. El este Bolt cățelușul. Și apoi, mărciul oficial, colecția Cusality Surf, plușul oficial cu noul tricou negru. Aici avem tricou clasic cu mine pe placa de surf. Și acolo avem cu paharul. Și am un anunț foarte important. Curând urmează un mărci oficial cu mafia. Bă, ia uitați-vă, ăsta este mărciul nou. O să vă arunc mai multe când apare, dar momentan este doar un plan. Aici este grădina mea unde poți să-i la relax. Să-și vei cât de relaxant este pentru că sunt floricelele. Wow, wow, wow. Și am o surpriză pentru voi. Am ales un abonat random de la altul episod de SkinCraft care este abonat. A apăsat pe butonul de like, a dat și comentariu. I-am făcut poză și o să-l punem pe perete oficial. Sunteți gata? Bam! Prima abonată este Player Sara, care este cea mai tare serie și are 5 like-uri. Dacă vrei și tu să apari pe perete, trebuie să-i abonați, să apeși pe butonul de like și să scrii un comentariu foarte drăguț și o să apare aici, ai o șansă. Și o să punem pe tot peretele abonați și după când nu mai avem loc, o să mutăm și aici și o să punem peste tot poze cu abonați. Ah, hai să ieșim afară că v-am prezentat casa. Ia uitați casa de afară. Bă, e regele. X, n-are voie ăsta ratonașul, n-are voie aici. Așa arată casa aia pe exterior, este foarte, foarte drăguță. Ia să ne uităm noi așa ca idee cum arată. Deci arată foarte drăguț. Aici o să urmeze skinul meu, că trebuie să facem un skin. Ce a făcut mă Fanisal pe plot? Ia uite-l, mi-a furat poza. Mă, Fanisal, îți place noua mea colecție? Îți place plușul ăla? Sper că l-ai în viața reală, stai cu el pe birou, sper. Treaba asta felul următor, eu am vorbit cu niște oameni random de pe internet, am vorbit cu ei pe calculator și am găsit doi oameni care vor să vină în oraș. Primarul nu știe, nu știe absolut nimeni și ei sunt pe drum cu o barcă înspre noi. Ia să vedem. Salut, Loki, ce zici, boss? Oh, bună ziua, bună ziua, eram aici un măcelar puternic. L-ai văzut pe domn primar că am o urgență cu el? Eu l-am văzut. Unde? Chiar nu l-am văzut aici. Prin zona aia. În zona aia, ia zi Ștefan, merge la el. O, a făcut pod, domn primar! Eu uite. O, Jakey boss! Ce aici, magazinul tău preferat? Da, deci fii atent aici, am primit poza asta de la un anonim. Uitați-l pe domnul primar. O, uite-l pe domn primar. Îți place Jakey noul plușii? Noul plușii e top. O, domn primar, să-mi trăiți, drept! O, domn primar! Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit. Domn primar, pot să vin cu dumneavoastră la birou? Okay? Să vă zic ceva foarte important. Dar la birou. Vreau să vă întreb ce doamne iartă mai este aceasta. Jakey a pus-o, nu știu. E magazin. E un magazin de pe colț. Dar nu eu am pus-o. Domnul Jakey, explicați-mi ce este poza aceasta. M-am trezit, domnul primar. Nu știu, mie îmi place poza, adică... Ok, adică întrebarea... Prin tot orașul sunt puse peste tot. Mamă, cine face campanie? Întrebarea este, aveți autorizație pentru așa ceva? Păi nu știu că... Nu trebuie să afle domn polițist Nocivanu, lasă așa. Dați-le jos! Bă! Nu este autorizație pentru așa ceva. L-am auzit pe Clurna. Haideți, domn primar. Domnul Jakey, veți fi amendat. O secundă ca să notez aici în caietel. Dar e mărciul meu! L-a dat jos, l-a dat jos. Amendă. Amendă domnul Jakey. Așa, panou publicitar.
Ok. Panoul publicitar pe stradă. Domnul Nociv. Bun, haideți, domn primar, la birou, la dumneavoastră. Ok, ok. Da, deci a pus panouri publicitare. Bună să facă ziua. Promovare, dar nu știu cui, că eu nu cunosc și acolo. Am văzut la domnul Clor aici, a fost constantă. Doamne, cine e ăla? Nu știu, chiar nu știu. E idolul lui Clorna? Mă sperie. Este care canal de YouTube pe fundal? Uga Buga scrie. Haideți, domn primar, unde sunteți? Uga Arbi. A făcut podul, domn primar, ești nebun? O să-l vedem imediat. Cioc, cioc, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Hai. Intrați, intrați. Pot lua un loc, domn primar? Sigur, sigur. Bun, deci vreau să vă spun următoarea chestie. Deci vreau să fiți dumneavoastră foarte atent, deoarece este foarte important, domn primar. Ei bine, cum ați trecut și pe mine în carnețel ca și cetățean de onoare, continui să-mi respect onoarea și vreau să vă spun că, știu că am spus în ultimele zile, că nu prea se mai muncește în oraș, că suntem prea puțini, avem nevoie de fermieri, avem nevoie de oameni care să construiască și de diverse chestii. Și m-am uitat pe internet și am găsit doi oameni care își caută o locuință și le-am spus să vină încoace, să-i vedeți noi la față, să vorbească cu dumneavoastră și poate să locuiască cu noi dacă sunt ok ca oameni. Ce părere aveți? Da, 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 are sens și când vin dânsii? Asta nu știu, deoarece ei vin cu barca, o să-i așteptăm la port acolo la ocean. Te așteptăm să vină, nu știu când vin, când vin cu barca, n-au un estimativ, vâzlesc acum, cred. Vâzlesc, deci ei sunt în drum spre noi, adică? Da, în secunda asta sunt în drum spre noi. Ok, foarte bine, păi haideți să ne pregătim să-i întâmpinăm, corect? Corect. Să vedem, trebuie să inspectăm puțin, bun, vedem ce oameni sunt. Să-i spune lui domnul Noceanu polițistul să le facă un o verificare așa din trecutul lor, să nu fi făcut ceva ciudat. Și trebuie să le găsim joburi din prima și să le oferim un plot, zic eu. Așa este, așa este. Haideți să ne pregătim să-i întâmpinăm cel mai bine și vreau să fac și eu un anunț. Desigur, desigur. Să ne strângem toți. Dar înainte să vin, hai să vorbim cu toți cetățenii. Am văzut că ați ridicat un pod. Ați plătit pe cineva? Cum s-a întâmplat? Da, 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 desigur, domnișoara Lucia împreună cu domnul Luchi au felicitări, a construit de construcția podului. A construit foarte frumos. Așa. Mamă, este, așa este, podul. Este un design aparte. Iar în continuare aici va urma drumul cu un parc, o secție de magazine, primărie, poliție. Vezi că e foarte tare, vedeți că e foarte tare, domn profesor. Domn primar, pardon. V-ați zis, domn profesor, când ați fost atunci. Domn profesor? Când ați fost atunci și ne-ați prins când citeam, acum o zi, două. Da, cred că o să mă fac și profesor, dacă mi s-ar potrivi. Domnul Clorna la fel mi-a spus. Domn profesor, așa se mărească ca un profesor. Haideți să adunăm cetățenii, să le spunem. Uite acolo. Da, da, da. Avem un anunț de făcut. Un anunț și tu nu ai apăsat like, cel care te uiți acum. Lucky. Oh? Domnul Lucky. Bună ziua, bună ziua. Domnul Lucky. Vorbeam cu aerul. Vă felicit pentru construcția podului. Felicitări, domnul Lucky. Felicitări. Foarte tare. Veți fi recompensat, recompensat. Asta puțin mai târziu. Vreau să ne strângem toți, am un anunț de făcut. 10, chiar 10. Vreau toată lumea să vină la primărie, am un anunț de făcut. Bună ziua, domnul Clorna. Oh my god. Ok, am înțeles, domn primar. Da, ce este poza aceea? S-am trăit lăsosul. Ce este acea poză? Mă, cam sperie această poză. What? What? Cine ne-a pus poza asta? Ce asta pe bătete? What? Mă, cam sperie. Nu tu ai pus-o? Deci, stat așa. Deci, cine a pus poza aia acolo și ce e asta? Ce? Deci... Bun, haideți cu toți la primărie. La... Okay. Ce primărie? Primăria temporară, desigur. Mhm. Adică la casa lui. Primăria temporară, momentan. Haideți, vă invit aici. Intrați, vă rog frumos, dumneavoastră primul, da. Bă, dar n-am zis locuri. Sau este toată lumea? Nu avem locuri, domnule. Stai în picioare! Nu este problemă, stați în picioare. Vreți să stați jos toți? Bun. Mă, ce? Wow! Ajutor, mă, sufoc! Nu, este ok. Stați în picioare. Bun, păi, în primul rând am observat apariția unor poze prin oraș, anunțuri publicitare și mai departe. Doamne! O să discut cu domnul Nocivanu și vom da o lege în legătură cu aceasta, eventual o autorizație, ca să nu poluăm vizual orașul. Dar asta altă dată. Momentan, ei bine, dacă observați, domnul Nocivanu doarme, nu este alături de noi. Da, și m-am decis să fac ceva interesant. Ei bine, primăria
Da. Va ține primul eveniment în orașul Sintra. Welcome, boys! Este un eveniment așa mai ilegal. Dar nu ați auzit asta de la mine, desigur. Respect primăria pentru asta, jos cu nocii. Scuze. Profitați că pleca nocivalul, domn primar, am înțeles. Da, poliția nu este în oraș, așa că am zis să ne distrăm puțin până când domnul nocivalul nu o să recruteze mai mulți polițiști. Ce să urmeze oare? Dacă doriți să participați, va trebui să semnați un mic contract. Dar ca să înțelegeți despre ce este vorba, ei bine, știu că aveți multă energie dumneavoastră, așa că primăria a construit o arenă de lupte ilegală, ascunsă, secretă, sub pământ. Când urmează? Ce părere aveți despre asta? Poftim! E prea tare! Wow! Ok. Bun. Păi, în cazul acesta, vreau cine participă să semneze un contract care vă obligă să nu părâți primarul. Domn primar, cred că trebuie să ajungă cei cu bărcile. Nu le-ați anunțat. Ok, haide să întâmpinăm noi cetățenii. Are dreptate domnul... Ce bărci? Domnul Chiusarit. Și discutăm după, dar va fi foarte interesant. Trebuie să-i luăm în primire, că poate ajung să pierd. Asta e... Da, un cotro trebuie să mergem. Spre port, l-am spus să vină la portul de aici, de la sfârșitul orașului. Ok. Deci cetățenii noi, fi... domnul Chiusare, de nu vine să cred. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Oameni noi? Poate să ne scriu și cetățenii noi. Cum ar fi? Vă place? Nu e al meu. Nu e al meu, am cu mine, cu cățelușul. Eu n-am pus așa ceva, e propagandă. E propagandă. Okay. Păi aia nu-i anunț publicitar. Nu-i anunț. E pe plotul lui, lasă-l. E pe plotul lui, lasă-l în șmecheria lui acolo. I-au venit? Uite-i! Cine să ia? Uite-i! Au nimerit! What? Opa! Doi cetățeni, domnul Clorna. What? Doi cetățeni. Domn primar, vorbiți cu ei! Stați acolo! Cine-s vă, băieții ăștia? Te-am găsit pe internet! Nu-i speria! Cine sunteți? Au hainele rupte! Niște călători! 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 Dintr-un oraș neîndepărtat. What? Cum se numește acel oraș? Sunteți frați? Prieteni! Bun, păi bine v-am regăsit în orașul Skincraft. Eu sunt domnul primar Rafael și o să vă prezint pe aici cam cum stă treaba. Momentan domnul polițist lipsește. Dacă aveți cadouri pentru dânsii... Wow, deja dat diamante! Da, n-am nimic. Ceva mâncare aveți să le oferiți? Oh my god! Pești! Cine are mâncare? Omul peșterii, tu ai pește? Băgă mâna! Bun, domnul Clorna, eu propun să vă ocupați de barca aceea. Puneți-o în port! Nu e problemă, dar mi-e frică de apă, eu mă duc domn primar pentru dumneavoastră. Păi este frică de apă? Aveți chestii să face rău! Bă, de ce l-ați pus în apă? Bă, domnul Clorna! Bă, de ce l-ai trimis în apă? Are frică de adâncuri! Are frică de adâncuri! Ușor. Bun, deci în primul rând trebuie să-mi spuneți numele dumneavoastră. Andrei Aken. Bun, deci Andrei și Aken. O secundică. Domn primar, să trăiască patronii! Perfect. Deci, domnul Andrei și Aken, haideți cu mine să vă prezint orășelul. Aceștia, după cum bine vedeți, sunt concetățenii dumneavoastră cu care veți locui. Dumneavoastră! Domnul Ștefan, domnul Lucky, domnul Jakey, eu domnul sunt Sanity și domnul Clorna și Caluga, desigur. Desigur. Bun, haideți cu mine. Orașul este încă în dezvoltare, ok? Și mai are nevoie de reparații, cum ar fi groapa aceasta în drum, ar trebui reparată. Trebuie rezolvată urgent! Dar. Urgent. Domnule primar, aici ceva. Ce acolo? Spuneți. What e asta? Mă, ce? Păi! What? Bază secretă? Am observat-o din greșeală. Nu este chiar bază secretă, pentru că este pe plot. Deci cred că e ok, nu e problemă. E ok. Bun, adică păi. Puteți să zicem...
Domn primar, cei doi pe care i-am găsit, spuneți. Puseseră un anunț că își caută de muncă, de asta e invitat, își căutau de muncă, orice. De muncă? Orice. Și cred că avem nevoie de un fermier momentan, că murim de foame. Da, știu oilele mele. Deci chiar avem nevoie. Foarte bine, foarte bine. Dar trebuie să explic prima oară. Deci, în orașul acesta vedeți că toată lumea are câte un plot, adică o mână de teren. Și o mână de teren își construiește, să spunem așa, se construiește singur, să spunem, pe teren. Se construiește singur. Observați, cam acesta este tematica orașului. Se pare cam obosită, doamna Irinuș. E obosită. Domnișoara Irinuș. A adormit. Bun, bun, bun. Haideți cu mine. Ce era de welcome, boys? Încă nu și-a construit toată lumea. Încă nu și-a construit toată lumea. Orașul este mai la început, așa să spunem. E ursul Caluga. Da, e mult mai realist, adică... Da, e în 4K. Știi cine a poza aia de sus? E posterul meu. Oh, frumos. Wow. S-a întâmplat domn primar aici. A tras un pui de somn. Hopa. Hai să-mi trăiți. Așa, 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 ok. Bun, deci veniți cu mine, veniți cu mine. Anumite persoane deja au început să-și construiască căsuțe. Aceasta este casa domnului Clorna, după cum bine observați. Uga buga armi. Domnul Arche și domnul Andrei, vă place? Da, da. Este în construcție până acum, deci totul este... Nu este finisat, da? Omul peșterii! Uga 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 uga! Foarte important! Uga buga armi, băi! Zezul este domnul peșterii, așa mai mult, nu știu ce se întâmplă aici. Haideți să vedeți înăuntru puțin pe cineva, vreau să vă vezi pe cineva foarte important. Haideți amândoi înăuntru, domnul și domnul Andrei, haideți! Ce le arată oare? Vreau să-i prezint pe Grosbit! Grosbit! Doamne, cât de funny sună, Grosbit! Și ce culoare are, vezi? Grosbit! Exact. Vreau să aveți grijă cu domnul Clorna, pentru că acum câteva zile m-a amenințat cu o armă și este destul de periculos. Nasosule! Nu ți minte, boys! Nasosule! Domnul primar are probleme cu memoria, exact. Ok, ok, haideți cu mine, haideți cu mine. Deci... Da. Terenul standard este de 10 blocuri, acela vi-l oferă primăria. Și se poate... Băi! Domnul Clorna! Ce înseamnă acest lucru? Ce-i aia? Domnul Clorna! Domnul Clorna! Dar nu e... Mamă, și-a pus fața lui peste tot? Dacă mai văd o singură poză cu dumneavoastră, veți fi amendat. Grosbit! Reclamă, reclamă! Deci, iarăși, veți fi amendat. Este... Oh my god! Nu e dreptate, schifrate, deci nu e dreptate, nu i-a pus poza. Grosbit! Nu se poate! Este multă dreptate. Bun, deci pentru început, primăria vă va oferi un teren de fiecare cu 10 pe 10, dar acesta poate fi upgradat până la 25 pe 25. De exemplu, lotul primăriei este de 25 pe 25, lățime, lungime, deci este destul de mare ca să vă puteți construi ceva, ok? Inițial, nu o să aveți diamante ca să puteți să plătiți. Fii atent, Ștefan Săracu! Ok, să nu mă vadă. Domnul Insanity. Bună ziua. Domnul Insanity. Da. Bună ziua. Domnul Insanity, ce faceți în ziua de astăzi? Ce faceți? Îmi pun mărciu aici. Îmi pun mărciu. Opa. Hai să mergem la mine acasă. Aveți permisiune? Nu, ok. Am fost mâncat. Veți primi o amendă foarte ușurătoare. Are canal de YouTube, se vede acolo, uite. Oh, a picat posterul. Ce vreți să ne prezentați, domnul Clorna? Dar eu nu n-am pus nimic acolo, domn primar. Nu a fost pâinire, a fost mâncat dumneavoastră tot timpul ăsta. Da, nu știu, e pe stradă. Deci veți fi foarte amendat dacă nu încetați. Eu plătesc amenda, dar problema e că nu am pus aia. Ce-ai, mă, Grosbit? Atunci mișinea dumneavoastră este să găsiți cine pune. Bun, ok, am să găsesc. Eu cred pe domnul Clorna. Bine, domn primar. Bun. Eu știu că sunteți foarte drept și pentru noi cetățeni aveți încredere, domn primar, pentru că e un om foarte bun. Nu vă trădează niciodată ca și cum face cu mine acum. Este doar o fațadă, ok?
Bun. Domnul Clorna, după ce că deși abia au sosit în oraș, deja ai învățat prostii. Ați vrut să mă omoriți acum câteva zile? Nu, eu n-am, deci eu n-am făcut nimica, nu știu cum. Deci, uitați-i am în mână. Domnul Clorna, dacă nu încetați, domnul Clorna. Loche pune! Ascultați-mă puțin. Au fost dropate. Cumnatul dumneavoastră, Benone 2, va dispărea dacă nu încetați. Benone! What? Noi de am aducat acasă și scuminte, gata, gata. Se duce acasă. Nu mi-a cu poză. Vă rog. Mă duc acasă și scuminte. Bun, bun, bun. Deci domnul Andrei și domnul Achen. Ați înțeles cam cum stă situația cu terenurile. Acum trebuie să spuneți dumneavoastră cum vă hotărâți. Preferați 10 pe 10, dar e destul de mic. Vă recomand măcar un 20 pe 20. Banu. Pentru început. Prima dată când Jackie nu mă acuză eventual extins. Cum ați preferat dumneavoastră? 20 pe 20. 20 pe 20 vrea? Bun, dumneavoastră, domnul Andrei? Ok. Bun, păi hai să ne gândim puțin cam care ar fi situația. Ar trebui să am putea să ne poate să le vină ploturile. Partea asta cred. Dar trebuie să discutăm cu mai departe Clorna. Da, wow! Foarte, wow! Foarte frumoasă, asta foarte frumoasă. Ratonul! E intro. What? Ăla sunt eu. Mama iubește Nocivan, a pus-o pe peretele lui. Ia vedeți ce casă are Nocivanul Barbasan. Ok, are PC de gaming. Mama a copiat. Ok, what? Și aici mănâncă el și are priveliște asta. Vezi că nu e de acasă lui Nocivan, e drăguță. Dar chiar a pus poster cu mine, sunt în șoc, ia uite. Oh my god, oh. Salut. Bun, de aici o să vă facem plotul dumneavoastră. Eu vă face Clorna. Deci 10, 1, 2, 3, Clorna, grușbit. 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 What? Ce caută mă la mine acasă? Ia să vă... Ce faceți mă la mine acasă, boss? Benone, ce faci la mine acasă? Domnul Serenti, aveți spectatori în spate. Vine lumea. Vine lumea acasă. Oh my god. Oh my god, cât vin? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce se întâmplă, dar problema este că am aflat cine mi-a pus pozele în oraș. Cine? Am aflat. Lucky. Și este acest roșia. Exact, el. L-am văzut cu poza în mână. Opa. Te-am văzut, mă, cu poza în mână. Eu vorbeam cu domnul Rafael și odată a apărut poza. Uga buga army boys. Stefan. Te-am prins. Tu ai pus pozele. Ia, spuneți-mi dacă mă vedeți de la geam când mă joc. Hai să vedem. Salut, mă vedeți? Da. No. Da, 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 no. Da. Welcome. Welcome. Ce Fortnite. Fortnite. Bun. Un anunț de... Bă, dar cum se face mereu să vină vina niște pe care mine? Are un anunț. Are un anunț de sosul. Niște care un anunț de sosul. Tu ești vinovatul. Arici. Boys, am nevoie. Urs. Am nevoie să vorbesc cu Instanity pentru un minut singur. Îmi dați voie. Hai la mine acasă, opa, domnul Grușbit. Repede, repede. Plecați voi. Repede, 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 repede. Poftiți după dumneavoastră, domnul Grușbit. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Grușbit. Haideți, haideți în peștera mea. În peștera. Să nu ne audă nimeni. Exact. Încă e în construcție, nu vă speriați, nu se prăbușește, promit. Ok, perfect, 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 perfect. E aici domnul Benone. Da? Vreau să vă prezint ceva. Și nu știu, nu știu cum să reacționați, dar următorul lucru stă așa. Și dai capul jos și nu ești de fapt villager? Ah, da! Ce ați avut de fapt sub casă acum două zile? Ce am avut? Nimic! Ce ați avut, domnul Insanity? Nimic, era... Unul la mână. Unul la mână. Nu poți cred că mi-a găsit ăla. Ca din oraș, da? Puteți să confirmați asta? A fost da. Neva foarte rece, domn Insanity. Rece? Foarte rece. Da, deci rece de când a făcut mafia? Așa-i? Spune că da sau nu? Depinde ce crezi tu prin rece, domnul Clorna Boys. Un orășel mai cu zăpadă, mai... M-a văzut. M-a văzut. E din cauza lui Jackie, că a tras. Da, mi-eram pe acolo deoarece stă un frate de-al meu și am fost în vizită, stă în zăpadă, în munți.
Bun, notat, mort? notat, ok. Sunt mort? Domnul Insanity, asta este o anchetă sau ce? Domnul Insanity, vă rog frumos. De ce te dotați pe caiet? Am dreptul la întrebări, da? Mă lăsați-vă întrebări, da? Totul este ok, da? Da, ce notați? Nu refuzați întrebările, nu? Nu, dar de ce notați? Nu am notat nimica, domnul Insanity, m-am uitat ce să întreb următorul lucru. A, ok. Când a fost dumneavoastră plecat, mi-am luat din timpul meu liber să vin la dumneavoastră acasă, pentru că am simțit un miros foarte ciudat de praf de pușcă. Aveți vreo idee ceva în legătură cu asta? Nu, ce praf de pușcă? Boss! Ah, am înțeles, domnul Insanity. Ha? Niciun praf de pușcă. Atunci, ce spune ghiozdanul plin de arme de seara trecută când ați dormit dumneavoastră de sub casa dumneavoastră? Plin de arme și plin de bani. Ala ce? What? Spune? Eu n-am așa ceva, exact, domnul Corona Boys. N-am. Domnul Insanity, nu mai urlați, nu mai urlați, pentru că sunt oameni pe lângă această casă și eu nu vreau să vă divulg secretele. Asta e problema. Vreau să vorbim între doi ochi, pentru că este problemă mare în schimb, după cum puteți vedea. Dumneavoastră, din câte știu, vindeți arme și faceți ceva... M-a părât unul! ...oraș care încă nu știu ce... ce M-a părât unul! ...aveți să faceți cu acei oameni, pentru că toți au fost plecați din oraș. Foarte ciudat. Dar știu sigur că vindeți arme. Este adevărat? Nu știu cine m-a părât, dar... este adevărat. What?! Domnul Insanity! Nu v-a părut nimeni, asta e problema. Am încercat să întreb foarte multe lume. Ce vrem, Clorna? Nu a reușit nimeni să te părască, doar a făcut cineva o greșeală. Domnul Lucky a tras cu armă dumneavoastră în oraș, de față cu primarul, dar primarul dormea. Domnul Insanity, vă dați seama? Lucky! Deci cu... Exact, cu arma dumneavoastră a tras în mijlocul orașului, o să intru pe stel în casă. Lumea, de fapt, cu mine și Ștefan, doar noi doi eram, cu arma dumneavoastră. Oh my god. Cineva vinde arme, dar acel cineva, mă gândesc că a fost dumneavoastră, acum când mi-ați confirmat. Exact. Cred că se va întâmpla ceva. Cred că se va întâmpla ceva. În seara aceasta, Lucky va avea un vizitator. Bun, asta se va întâmpla. Opa, mai încep, mai încep, mai încep. Șurelu, șurelu, șurelu. Domnule Sainte, deci vă spun ceva ce nu trebuie să știi multă lume. Am okay. Cu dumneavoastră pentru că vă știu un secret foarte important. Nu sunt un detectiv. Mă ameninț. Un ce? Că n-am înțeles. Am nevoie. Am zis pe ori să fim foarte încet în neamnă. Un detectiv privat, domnule. Detectiv privat! Și eram sigur. Am nevoie de arme și de protecție. Erai exact. Am nevoie de arme și de protecție de la dumneavoastră. Pentru că am desfășurat planurile. În schimb, nu vă spun secretul primarului. Ok. Și îmi dați arme gratis și vă dau informații gratis despre oricine vreți din oraș, când aveți nevoie. Facem un pariu? Facem oh un my god, e perfect. Ok. Dăm o secundă să mă gândesc. Stai aici și revin în două secunde. În două secunde revin, trebuie să mă gândesc. Ok. Mamă, ce fac ăștia? Bă, valea de pe plătul meu! Valea de aici! Valea de mă plotul meu, cine a fost? Ok. Este timpul! Am revenit și acum putem vorbi. What? Domnul Clorna! Am să vă spun Insanity? Următoarea informație. Eu sunt liderul oficial a organizației Mafia Pitonească. Împotriva poliției Steamcraft Nocivanu. Și dacă ați ales dumneavoastră să cooperați cu mine și cu asociații mei, o să aveți doar de câștigat, deoarece noi suntem clienți cu buget foarte mare și putem să ne ajutăm unii pe alții. Domn, nu vine să cred, avem obănuirile mele, dar nu vine să cred chiar dumneavoastră Mafia Pitonească! Doamne, da. Insanity, fii atent aici, o să-ți dau toate informații necesare despre poliție și despre primărie, dar, cum am vorbit, am nevoie la schimb protecție și arme. Atât tot, ok? Se face! Bun, deci nu... Sunt spion pe dumneavoastră la plot, nu mi-e secret, să vorbim cât mai încet să nu ne audă. Da, trebuie să vorbim puțin mai încet. S-au dus. Perfect, domnul Insanity, deci, nu îmi vine să cred, perfect. Ar fi cazul să vorbim în alte părți, dar până acum cred că este ok, nu? Tot este bun, regulat. Domnul Clorna, vreau să-mi scrieți pe un caietel, ce vă doriți, ce arme, pot să vă ofer pistoale, arme automate, snipere, atașamente, gloanțe, bun, de tot felul. Îmi scrieți? Și perfect. După mă căutați să-mi îmânați cărticica în secret să nu afle nimeni. Exact. Și o să vin cu importul și o să vă dau. Exact.
Exact și la fel și dumneavoastră, dacă aveți informații despre primar sau oricine, veniți la mine și vă spun tot timpul. Vreau să încerc să te dai foarte aproape de noi, ceva, nu polițistul, să-mi afli ce face el zi de zi, trebuie să aflu. Bun. Și dacă se bagă șmecherile mele, să mă anunți. Bun. O să revin. Sunt prea multe urechi până prejur. Hai să mergem să mai vorbim, vorbim doar în text. Palma acum? Da. Bun. 3, 2, 1. Am văzut-o. Bun. Ne vedem, domnul. Ne vedem, domnul șef de la mafia pitonească. Bravo. Mulțumesc. Ia uitați aici, asta este afacerea noastră. Opa. Afacerea pitonilor. Opa. Asta da. Exportăm. Exact. Nu vine să... Asta exportăm. Prea fain, domnul Insanity. Tricouri hanorace plușii. Noi nu suntem răi. Noi asta yes, exportăm boys, în oraș. Băgați mâna. Băgați mâna, boys. Și deci, cu semnătură. Ești și cu semnătură. Cu semnătură, boys. Deci... Nu, deci ar fi o nebunie să nu luați, boys, vă dați seama? Corect, și cu asta facem noi, exact. Nu facem rele. Dar Nociva nu vrea să ne confiște exact. Tot. Vrea să ne ia tricourile, exact, jucăriile. Fericirea totul, nu se poate, exact. Nu se poate așa ceva. Bun. Mulțumesc, domnul Clon, ne mai auzim. Face domn primar, domn. Vin imediat. Exact. Bă, Calugă. Calugă. Te-ai săturat de cămașa de pe tine? Da, mi-e cald. Veniți după mine, domnul Caluga, deoarece eu pot să vă ofer. Momentan este export, momentan nu am voie să fac așa ceva, dar pot să vă dau un tricou oficial, o cană sau un plușii. Pentru suma corectă de 5 diamante. Și se face exportul. Vă doriți? Păi, momentan deja mi-am comandat. Wow, mulțumim că ați colaborat cu noi. Să nu afle nociva, nu polițistul, că o să vă confiște hanora cu acela. O să-l confiște. Păstrează aici și nu să afle nimeni. Deci ține-l bine acolo la tine în dulap să nu-l ia nimeni. Hai să mergem. O, ne cheamă domn primar, ne cheamă, a scris pe chat. Hai să fugim. Dacă mi-e cald. Ia, ce ți-ai mai luat? Deci dacă ți-e cald. La burtică. O, ești la burtica goală, ți-ai dat tricoul jos? Mai bine stai așa că e foarte cald, sunt 40 de grade, uite, bate soarele foarte tare. Am văzut. Stai la burtică. Eu momentan sunt doar la tricou, dar e ok, nu e așa cald. Deci, nu se poate. Să-mi trăiți? Chiar eu, da. Yes. Exact. Salutare. Care este evenimentul cu pumii? Sunt gata. Dar că m-am terminat de episod din SkinCraft, dacă v-a plăcut, nu apăsați butonul de like, să vă abonați, că sigur ești abonat. Și veniți foarte curând, că o să urmeze un match de box ilegal, Secret vs. Rafael. Vă aștept foarte curând. Pa!